Ambele vaccinuri sunt bune din punct de vedere imunogen. În ceea ce privește tehnologia prin care au fost realizate, există o diferență. La vaccinul acesta produs de AstraZeneca vorbim de un adenovirus modificat care nu se poate multiplica în celula umană, deci nu poate să genereze boală, dar generează răspuns imun foarte bun pentru infecția COVID-19, iar la vaccinul produs de Pfizer este un vaccin ARN, este vorba de un grup de vaccinuri foarte moderne și foarte bune din punct de vedere imunogen. Neexistând o diferență din punct de vedere al capacității de a genera imunitate, nu are foarte mare relevanță cu care dintre vaccinuri ne vaccinăm.